mulțumim că ați venit astăzi de... Stai puțin cu microfon, cu... Puneți-l pe stau, la... Țineți-vă de bară, să știu că are toată lumea bilet. Da. Vă mulțumesc că ați venit astăzi de 1 martie împreună cu noi să, să vă prezentăm raportul de activitate al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța pentru anul 2018. Alături de mine se află câțiva dintre oamenii care, care lucrează în, în echipă și sunt, sunt cei care au, au condus la obținerea acestor rezultate foarte bune în anul 2018. Totodată sunt și liderii de sindicat alături de noi. Noi tocmai am încheiat un proces de negociere destul de, destul de lung, dar în primul rând vreau să le mulțumesc lor, întregii echipe de la RATC, începând cu conducătorii auto și continuăm mai departe cu mecanicii și cu, și cu toată echipa, pentru că în, inclusiv în raport o să vedeți că totul pornește de la, de la oameni. Realitatea este că anul 2018, și puteți vedea pe, pe panouri, pe ecranele de, de sus, anul 2018 a fost un an al consolidării. Sigur că da, veți găsi în documentele pe care, pe care le aveți, le veți primi astăzi și totodată le veți primi și pe, și pe mail într-un format PDF. Veți găsi toate aceste informații. Ne lăudăm cu aproape 20 de milioane de, de călători transportați în anul 2018 și cu o cifră de afaceri care a crescut foarte mult, mult peste 80 de milioane de, de lei. Poate nu este cel mai important lucru, dar vorbim despre 0 credite în 2018 și 12 milioane de lei profit brut. Spuneam noi că cel mai important, cel mai important lucru pentru, pentru noi ca, ca și regie, ca viitoare societate pe acțiuni, sunt, sunt oamenii și nouă ne place să spunem că motoarele care mișcă în fiecare zi acest oraș nu sunt cele care se află sub capotele autobuzelor, ci sunt cele care, e vorba despre conducători auto, despre mecanici, despre întreaga, despre întreaga echipă. De aceea, dați-mi voie să vă spun că pe analiza veniturilor salariale pe care noi am realizat-o la sfârșitul anului, putem vorbi despre un interes pe care l-am acordat în primul rând conducătorilor auto și de aceea veți putea vedea o importanță mare în privința venitului mediu pe care am acordat-o conducătorilor auto. Ne aflăm acum în zona, în zona Poarta 1 și nu ne aflăm aici întâmplător. Intenționăm ca în perioada următoare, în cursul lunii martie, inaugurăm un traseu prelungit al liniei 2, va intra în portul Constanța și va avea cel puțin o stație la cuibul Reginei. Acest lucru se va întâmpla în mod experimental în primă fază pentru 6 luni de zile. Nu vom circula întreaga zi, vom circula cu fracție. Dimineață între orele 15 și orele 16:30 și după amiază. Suntem în continuare în discuții cu managementul Companiei Naționale de Administrație a Portului Maritime Constanța pentru a găsi cea mai, cea mai bună formulă, cea mai bună formulă de lucru în această, în această chestie. Și tu că este o premieră că un autobuz al companiei intră în portul Constanța exact în momentul acesta. Dacă îmi permite să continui, vorbind despre, vorbind despre veniturile salariale, puteți vedea un, un grafic destul de simplu, este vorba de o evaluare pentru perioada 2005-2020 și este ușor de observat că există o stagnare importantă până în anul 2016-2017 și apoi este o creștere foarte mare, vorbind aproape despre dublarea veniturilor brute pentru, pentru salariați. Graficul prevede, arată în primul rând venitul pe care îl estimăm pentru 2020, începutul anului 2020 pentru conducătorii, pentru conducătorii auto. Vorbim despre un rezultat al negocierilor de anul acesta care va duce la un salariu brut de, de încadrare al conducătorilor auto de 3400 de lei. Trebuie să ne gândim că nu de mult, undeva la începutul 2016, salariul era aproape de 1600 de lei, deci e puțin mai mult decât, decât dublu. Rezultatul la aceste politici de, de resurse umane este și un indicator foarte important și acela al fluctuației de personal. E important de văzut că la modul general pe companie fluctuația personală s-a redus foarte puțin, dar e mai important
că s-a redus fluctuația de personal pentru șoferii de autobuz. Aici avem o scădere semnificativă. Personalul RATC o să trec foarte repede prin această zonă. E de așteptat ca numărul bărbaților să fie sigur mai mare decât cel al femeilor, dar veți putea observa că avem o creștere în ultimul an, asta și datorită îmbunătățirii. Vorbim despre 10 conducători auto femei, dar în continuare sprijinim și acordăm egalitate de șanse în acest sens și am ajutat cu cursuri specializate pentru reconversie profesională ori de câte ori a fost nevoie. Ați participat la ședința de Consiliu Local de ieri și... Ce acolo, sus? Get ready to speak electric. Ați văzut cu toții că vorbim despre două licitații pe care le va organiza în perioada următoare MEDERA. Licitații la care Constanța a avut prioritate. Una dintre ele se află în desfășurare și se va încheia pe data de 12 cu subscrierea ofertelor. Este vorba de 20 de autobuze de 12 metri și 21 de autobuze de 10 metri. Licitația pentru autobuze de 10 metri se va desfășura în luna aprilie acestui an. Este foarte important că sunt prevăzute de asemenea și stații de încărcare. 51 de stații de încărcare. Ele sunt stații de încărcare lentă, pe timp de noapte, și stații de încărcare rapidă. Aceste stații de încărcare rapidă se vor amplasa la capul de linie din Tomis Nord și la gară, pentru că în felul acesta vor fi deservite liniile care parcurg distanțe dintre aceste puncte. Eu vă invit să stăm un pic aici. Remus, dacă da. Ești amabil, să stăm puțin să continuăm. În anul 2018 ne-am aplecat foarte mult asupra eficientizării anumitor trasee și am încercat să fie să prelungim anumite linii, fie să introducem traseul acesta turistic prin port, un succes real. Cu continuarea acestor proiecte este și prelungirea acestui traseu în interiorul portului. Vreau să vă spun că suntem asistați de o echipă internațională, un consultant pe care l-a pus la dispoziție Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, în cadrul acestui contract de asistență și de achiziție autobuzelor acestei Isuzu pe care le operăm începând de pe 7 ianuarie. Ei bine, această echipă de consultanți lucrează, a realizat deja studiile de trafic și de călători. Așteptăm ca în perioada imediat următoare să ne ofere fie o soluție generală pentru trasee, poate schimbări radicale, nici noi nu știm deocamdată care va fi abordarea lor, fie vor merge pe un reglaj fin în privința fiecărui traseu. Revin și vă reamintesc că în decursul anului 2018, odată cu instalarea sistemelor de monitorizare GPS pe întreaga flotă a RATC, am putut să instalăm și primele panouri electronice care oferă în timp real informații privind timpul de așteptare până la sosirea următorului autobuz. Astăzi avem 10 astfel de panouri și pentru anul 2020 vom mai avea încă 10. Autobuzul etajat a fost un real succes și în acest an. Prieteni de-ai mei, constanțeni, aflând că pentru prima dată acest autobuz traversează portul Constanța, au luat această rută și au venit aici în port cu copiii mai mult decât ar fi mers în mod uzual în Mamaia, în stațiune sau în orașul Constanța. Am avut pentru prima dată o hartă printată și ne lăudăm cu o aplicație Android care a fost prezentată încă de anul trecut. Anul acesta suntem gata cu aplicația și pentru iOS, pentru telefoanele Apple. Ea este gata, așteptăm doar autorizarea din partea iOS să o putem publica pe Apple Store. Ea va fi, sigur că da, gratuită și va putea fi downloadată în autobuzele etajate, tot gratuit, cu ajutorul sistemului wireless de internet 4G. Ca o imagine de ansamblu a
a ceea ce s-a întâmplat în anul 2018. Pe partea de operațiuni, nu ne lăudăm cu faptul că am avut o foarte mică descreștere între ceea ce am planificat și ceea ce am realizat, dar acest rezultat de minus 0,27% este urmare a stării flotei pe care ne-am operat-o. Pentru nimeni nu este un secret, autobuzele MAZ am între 10 și 16 ani vechime. Începând cu 7 ianuarie am început să le înlocuim pe cele mai vechi dintre ele. Până la acest moment avem în operare 80 de noi autobuze. Deja ne-au livrat din ultimul lot, Isuzu ne-a livrat din ultimul lot încă 14, iar săptămâna viitoare, joi, vor veni ultimele autobuze, astfel încât până pe data de 8 martie vom avea toate cele 104 autobuze în curte și foarte probabil până la sfârșitul lunii martie vom avea în operare toate aceste 104 autobuze. De asemenea, ca și noutate pentru noi, chiar autobuzele MAS pe care le vom păstra în operare vor primi din partea unei companii românești care a fost subcontractată de către Isuzu pentru partea de infotainment și monitorizare, vom primi aceleași opțiuni pe autobuzele vechi. Asta înseamnă că șoferii vor avea același tip de consolă și în autobuzele vechi, o consolă pe care se vor putea loga și vor asenia un traseu. Suscită un mare interes partea de consum. E bine, în anul 2018 am reușit să menținem un nivel al consumului care s-a încadrat în normele noastre, cu o foarte mică creștere care este, bineînțeles, urmare tot a stării tehnice a autobuzelor. Și dacă o să mergem puțin mai departe către zona de atelier, veți putea vedea un număr foarte mare de intervenții pe care le-am avut, nu numai la chestiunile mărunte, dar și la chestiunile de esență, motoare, distribuții, cutii de viteze. Cu toate că flota de autobuze MAZ este foarte veche, nicio clipă nu a existat presiune pe zona de ITP, de inspecții periodice. I-am încurajat pe colegii noștri din zona de ITP ca pe toate chestiunile care țin de siguranță să nu facă rabat la calitate, chiar dacă asta însemna costuri ulterioare destul de mari pentru RATC. Costuri care se regăsesc în cheltuiala pe zona de reparații. Ne lăudăm cu o creștere importantă a vânzărilor de bilete și mai mult decât atât, cu un succes, am reușit să, în decursul anului 2018, să reducem dependența de un singur mare distribuitor de bilete. Astăzi, dacă veți urmări graficul nostru, veți vedea că cea mai mare parte a vânzărilor de bilete o facem prin punctele proprii. Este o creștere foarte mare pe zona de SMS, de plată prin SMS, și ne bucurăm că în Constanța cetățenii au înțeles că este ușor și e o soluție facilă să facă plata în acest fel. Am încheiat acum o săptămână o licitație publică prin care am adjudecat din nou pentru o perioadă de 2 ani de zile serviciul acesta de microplăți. Ei bine, compania cu care lucrăm acum ne va furniza de asemenea și un portofel electronic, astfel încât în perioada imediat următoare, în afară de plățile care se pot efectua prin SMS, și vedeți aici o creștere foarte mare, la mai mult de un milion, aproape de 2 milioane pe zona de SMS pentru 2018, e bine, se vor face plăți și cu cardul. Va fi de asemenea o soluție foarte ușor de implementat. Vom reveni cu informații pe această zonă, cu un mic ghid, cu afișe în autobuze, tocmai pentru a veni în întâmpinarea cetățenilor care vor să plătească în acest fel. Avem aici o creștere de asemenea a biletelor vândute față de anul 2017, este o creștere importantă, de asemenea abonamentelor. Per total am înregistrat o creștere de 22% pentru zona aceasta de vânzări directe.
Aceasta este și, și urmare a eforturilor pe care le-au depus colegii noștri de la poliția locală. E important dacă mergem mai departe și poate să o să vă remarcați în raport că noi avem niște imagini drăguțe. Avem o colaborare foarte frumoasă cu Liceul de Arte Regina Maria. Noi susținem pe câțiva dintre copiii de acolo să călătorească cu autobuzele noastre, iar în perioada sărbătorilor, atunci când noi trebuie să oferim un mic cadou de suflet, poate și dumneavoastră, colegii din presă, ați primit un desen, ei ne ajută de fiecare dată, așa s-a întâmplat și acum pentru acest raport, au venit în sprijinul nostru și o să vedeți niște desene drăguțe cu tematică. E bine, revenind, în toate autobuzele RATC nu mai este internet 3G, avem internet 4G, sunt rutere noi. Vă rugăm în continuare să ne ajutați atunci când organizăm mici sondaje, pentru că asta ne duce pe noi într-o zonă a optimizării serviciului livrat. Ei bine, mai mult decât a avea internet în fiecare autobuz, 13 dintre punctele noastre de vânzare au devenit și hotspot-uri 4G, adică în apropierea acestor chioșcuri vă puteți conecta gratuit, orice constanțean se poate conecta gratuit la internet, poate urmări în primul rând traseele RATC, poate intra pe site-ul RATC unde avem un route planner. Pentru cei care nu știu cum să ajungă în anumite zone ale orașului, acest route planner îi împinge către cea mai bună soluție. Controlul de bilete și abonamente, știu că asta a suscitat foarte multe, foarte multe discuții. Îi citesc pe internet și, într-adevăr, un nume frumos, Balena Albastră, este unul dintre motivele pentru care folosim un autobuz mare, albastru, este că noi nu pândim pe nimeni. El este foarte vizibil, este ușor de remarcat, le mulțumesc celor de pe grupurile de socializare care în continuare se anunță, pentru că pe mine personal mă ajută mult să monitorizez activitatea colegilor mei de la control și știu în fiecare zi ce fac. Din fericire pentru noi, numărul reclamațiilor este astăzi zero în privința acestor oameni, pentru că și datorită faptului că ei au un bodycam, o cameră de filmat, activitatea lor poate fi verificată în orice clipă. Trebuie să le mulțumesc în primul rând colegilor de la Direcția Generală de Poliție Locală Constanța, care sunt alături de noi încă de la începutul anului acesta și rezultatele noastre bune pe partea de vânzări bilete, într-o bună măsură, le aparțin și lor. Nu trebuie să uităm pe colegii de la Inspectoratul de Jandarmi, care ne secundează cu un braț serios al legii. Pe partea de vânzări și cheltuieli, este ușor de remarcat faptul că cea mai mare parte a cheltuielilor noastre se duce în zona de resurse umane. Mult peste jumătate din cheltuielile noastre se duc către resurse umane și mai apoi cea mai mare felie din această cheltuială, cea care rămâne, este alocată consumului de carburant. Astea sunt cele două mari cheltuieli pe care noi le avem, alături, bineînțeles, de ce mai rămâne pe zona de taxe. Rezultatul brut al anului 2018, noi am folosit niște conuri. Dacă îmi permite să glumesc, în 2017 am reușit să întoarcem conul din 2016, în sensul că de la o pierdere de aproape 4.600.000 de lei, am ajuns la un profit aproape similar. În 2018 rezultatul este și mai bun, e vorba de un rezultat brut de 12 milioane de lei. Ne lăudăm că am reușit să plătim eșalonarea pe care o avem către ANAF, și am achitat fără întârziere 20 de rate lunare, însumate la mai mult de 9.400.000 de lei. Veți vedea și structura acestei datorii. Noi am plecat de la 28 de milioane de lei și astăzi suntem puțin peste 17 milioane datorie. Avem zero credite astăzi. Asta înseamnă că
ne putem adresa pe viitor băncilor, dacă vom avea de făcut investiții, și acest parcurs interesant al nostru ne face bancabil pentru perioada următoare. Ce vrem să facem în 2019 și 2020, sigur că da, cu sprijinul municipalității, al Consiliului Local, este să mergem către încheierea contractului de servicii publice cu municipalitatea. Acest lucru este dictat de legislație, în primul rând, și acesta este motivul pentru care RATC se va numi CTBUS, legislația prevede CityBus. Legislația prevede obligativitatea încredințării unui astfel de contract către o societate. Fie că e pe acțiuni, fie că este SRL, opțiunea Consiliului Local și a Primăriei a fost să ne transformăm în societate pe acțiuni. Sigur, avem o suită de puncte care au legătură cu îmbunătățirea condițiilor de muncă și abordării în privința politicilor de resurse umane. Este important mai departe că vrem să investim aproape 20 de milioane de lei. O să încep cu punctul 10, este vorba de e-ticketing, de un sistem nou de taxare, care este absolut necesar. Nu vă ascund că în anumite cazuri veți vedea autobuze care se retrag în autobază, nu pentru că au un defect în privința chestiunii de siguranță sau de operațiuni, ci doar din cauza validatoarelor. Nu putem funcționa cu validatoarele acestea în continuare. Am desfășurat până la acest moment două consultări de piață pentru sistemul de e-ticketing. Au participat până acum companii internaționale plecând din Spania, Elveția, Turcia, România, Bulgaria. Ne rafinăm în acest moment intențiile, dar vom merge către o zonă de top-end, o zonă de vârf pe acest palier. Pot să mai enumăr chestiunile care vor avea vizibilitate, dacă vreți, în zona călătorului. Vom schimba tonetele pentru vânzarea biletelor și clădirile pentru capete de linii, care vor deveni mai degrabă, în afară de a fi dispecerate sau puncte de vânzare, un loc de relaxare pentru conducătorii auto. Vă mulțumesc frumos! Ok. Am încadrat în timp? Avem vreo apă? Da, sigur, o apă. Bogdan! Pe bune? Aruncă și mie o apă. Cu ce? Cu telefon? Păi cu telefonul are vreo importanță. Voi fiți atenți până prima întrebare, după aia voi, da? Mersi frumos! Dă-ne și nouă brecă, nu mai putem. Înainte de întrebare o să fac și eu o ușoară prezentare, ceva mai subțint de calul lui Bogdan. Ok. Auzi, dar de ce plecăm? De ce? Și opriți motorul ăla, că... Da, și să oprească, mă. Da, un copt aici. Hai să deschidem și ușile. Da. Corect. Nu, că nu... Eu sunt copt, nu putem. Ușa 2 poți să nu o deschizi. Da, nu deschide ușa 2. Nu deschide ușa 2, da? Stai să oprească. Așa e, mă, fă-te comodă. Vedeți că e cald în autobuz, da? Așa a fost și ieri. Nu, la vară nu va fi. Care trecut au fost de vară? Gata? Imediat. Ok, bine. Eu mă dau un pic așa ca să nu mă trezesc. Ușa deschisă. E bine așa? Gata, ne oprim? Da. Ok. Bun, să rămână bună ziua. Asistăm la o premieră. Nu cred că RATC-ul, viitorul CityBus, a mai organizat vreodată o asemenea întâlnire în care să prezinte un raport anual de activitate. Și am preferat să facem lucrul acesta tocmai într-un moment de răscruce, momentul în care s-a încheiat o etapă din istoria RATC și se deschide un viitor, zic eu, bun pentru transportul public constanțean. Vă fac așa o scurtă prezentare. În 2016, în momentul în care am ajuns primar, RATC pentru mine însemna așa. 183 de autobuze, dintre care aproximativ 30 parc rece, unele nedeclarate parc rece, adică ținute în viață doar ca să avem o alternativă, însemna salariul de 1600 de lei la conducătorii auto și însemna 5 milioane de euro
datorie la ANAF, sechestru pe tot. În 2016, asta era situația RATC. În 2018, după cum ați văzut, am ajuns cu salariul la 3.000 de lei și anul viitor la 3.400 de lei pentru conducătorii auto. Mai avem doar 2 milioane jumate din ce știu eu datorie la ANAF și avem, de fapt până pe 8 martie, vom avea 104 autobuze noi. De asemenea, suntem în diferite proceduri pentru încă 41 de autobuze electrice. Tot ceea ce ați văzut în acești 2 ani de mandat înseamnă o determinare în a construi cea mai puternică companie de transport public din sud-estul României. Pentru că orașul nostru merită așa ceva. În momentul în care am văzut că avem 5 milioane de euro datorie la ANAF, ca primar puteam să adopt o soluție simplă, să-i las să meargă în faliment, să organizez o licitație de 8-9 milioane de euro pe an în care să vină și să se bată companiile private și cred că aș fi fost așa peste noapte un fel de erou. Da? Pentru că dintr-o dată nu te mai critica mediul privat, nimeni nu ar fi avut ce să zică, statul este obișnuit să-și ia țepe, să spunem pe românește. Dar nu cred că în calitate de primar al municipiului Constanța pot să mă comport altfel decât s-ar comporta orice bun român. Și atunci am ales calea grea, să plătesc. Și am făcut o eșalonare de plată de care m-am ținut. Creșterea tuturor salariilor înseamnă și o creștere a datoriei curente, a activului. În fiecare lună crește ce ai de plătit la stat. Deci gândiți-vă că principalul câștigător din acest efort a fost Ministerul de Finanțe, ca să vorbim deschis. Deci am ales soluția licitație cu contract BERD din două considerente. Primul, pentru că licitația se desfășoară după regulile BERD, nu după legislația națională, iar noi aveam nevoie rapid de autobuze, nu ca în București după 4 ani. Și nu este vina nimănui. Așa este legea românească a achizițiilor. Vedeți ce se întâmplă cu cazinoul? Este exact aceeași procedură de achiziții. În schimb, procedura BERD este mult mai transparentă, mai suplă și cu o responsabilitate mai mare din partea tuturor. Mai mult, acesta a fost primul motiv și după cum ați văzut, noi am reușit să încheiem în mai puțin de 2 ani de zile o procedură față de alte zone în care au mers pe legea de achiziții națională, unde contestații, paracontestații, procese. Evident că trebuie să fii mult mai atent, mult mai bine pregătit și mult mai asumat în momentul în care apelezi la această deschidere internațională. Pentru că vreau să vă spun că licitația pentru autobuzele din Constanța a fost publicată la nivel internațional. Au participat două companii din Turcia, Karsan și Anadolu Isuzu, și două companii de care cred că a auzit toată lumea, Mercedes și MAN. MAN a participat pentru prima dată la o licitație organizată de BERD în România. Evident că de aici am intrat într-o etapă de analiză a ofertelor și la un moment dat chiar a intervenit un fel de dezacord între echipa locală de analiză, de evaluare a ofertelor și echipa BERD. În sensul că echipa noastră spunea că Isuzu ar trebui descalificat, că nu întrunește anumite condiții tehnice, câteva cerințe legate strict de transmiterea unor date. Iar echipa BERD spunea că e nevoie să îi validăm, pentru că astăzi nu există o standardizare în acest domeniu. Atunci, pentru că era un dezacord între echipa locală și echipa BERD, am angajat un al treilea expert internațional. Și am spus, orice hotărăște cel de-al treilea expert, mergem pe calea aceea. Așa că noi am respectat toate aceste proceduri, având, și aici vin la al doilea argument pentru care am ales BERD, asistență tehnică. Pentru că trebuie să recunoaștem, nu faci o licitație pentru achiziția de autobuze care să corespundă nu doar prezentului, ci și viitorului, fără să ai oameni pregătiți, fără să ai asistență tehnică, fără să ai specialiști, experți în domeniul mobilitate, în domeniul IT, în ceea ce înseamnă piață de software, ce înseamnă e-ticketing, interfațare cu stațiile, fleet management, o mulțime de aplicații fără de care un transport modern, civilizat, nu mai există. 2. Asistență pe partea de legal, adică avocați. Și țin să vă aminte că BERD
a oferit un grant de 500.000 de euro municipiului Constanța, tocmai pentru a pregăti toată această documentație. Au tot felul de deștepți care își cumpără mașini de pe OLX, cum ne învață pe noi cum să facem achizițiile. Că de ce n-am luat autobuze românești? Păi să participe companiile românești la licitație. Noi nu cumpărăm ca la metro de pe raft. Noi respectăm toate regulile de procedură ale BERD, care este o bancă europeană de reconstrucție și dezvoltare în care statele sunt acționari. Deci vă dați seama, există un, hai să-i spunem, susținător mai mare al legii și al legii comunitare decât BERD-ul? Eu nu știu. Ori, din punctul acesta de vedere, sunt mândru că am finalizat o achiziție și sunt mândru că am reușit în 2 ani de zile să ajungem aici. Imaginați-vă cu dinamismul pe care îl vedeți la noua echipă a RATC-ului, viitorul City Bus, imaginați-vă unde vom fi peste 2 ani de zile. Scopul pentru care am ales această cale mai grea, mai dificilă, este acela că noi trebuie să recunoaștem că avem o mare problemă în Constanța. Avem prea multe mașini, prea puține locuri de parcare și infrastructură rutieră, adică străzi și bulevarde mici, înguste, insuficiente pentru numărul de mașini pe care le avem doar noi ca și locuitori. Nu mai vorbim de cei care locuiesc în zonele dormitorale ale Constanței. Și aici fac referire la Cumpăna, Agigea, Valul lui Traian, Ovidiu, Lumina, Mihail Cogălnicianu, Năvodari. Nu mai vorbesc despre turiști. Ori tocmai de aceea am plecat, după ce am discutat cu specialiștii BERD-ului din planul de mobilitate al municipiului Constanța, prima grijă este să construim o alternativă reală la transportul individual, transportul în comun. Așa că poate înțelegeți de ce determinarea mea a fost una maximă și este în continuare. Acum pot să spun că am mai multă încredere decât aveam acum 2 ani și ceva, pentru că am găsit aici o echipă extraordinară, deschisă. Erau oameni pe care îi cunoșteam, dar nu știam ce pot face. Îl avem pe domnul inginer Cătălin Dumitrache. Avem aici oameni pe care îi cunosc de viață, dar eu îi știam doar din prisma relației cu sindicatul, nu ca specialiști. Oameni buni, Constanța are astăzi o echipă excelentă. Și avem nevoie în continuare de oameni buni în echipa noastră. Toată lumea a înțeles că suntem serioși. Vă invit să mergeți să vedeți cum arată scaunul șoferului. Și să vedeți unde vom ajunge. De la 183 de autobuze prăpădite, avem deja 104, mai vin 41, la o ciclogramă maximă pe zi de 135 de autobuze. Gândiți-vă că dintre mazuri noi vom folosi în continuare. Asta înseamnă că noi ne vom crește atât adresabilitatea, cât și calitatea serviciului. Tocmai de aceea, domnul director v-a spus că noi vom compatibiliza autobuzele ce rămân în exploatare, mazurile, din punct de vedere al dotărilor cu aceste autobuze. Șoferul să aibă aceeași consolă, să-l putem monitoriza, așa cum monitorizăm întreaga flotă. 2. Aceeași standard la internet, că au 4G și acele autobuze, în schimb nu au aceste dotări. Bun, unde vom ajunge? Păi vom ajunge ca, dincolo de 2020, cu voia lui Dumnezeu și cu înțelepciunea oamenilor, să ne așezăm la masă cei din zona funcțională, din zona urbană funcțională a Constanței și City Bus S.A. să devină o companie în care să fie acționari și năvordărenii și cei din Lumina și cei din Mihail din Cogălnicianu și cei din Ovidiu, cei din Valul lui Traian, Cumpăna și Agigea. Eu am avut deja discuții preliminare cu cei care suntem astăzi primari și toată lumea se bucură, pentru că pe noi nu ne interesează atât de mult să ne luptăm cu sectorul public, pentru că nu avem capabilități, nu avem atribuții să fim reglementatori, dar pe de altă parte toate problemele legate de întârzi autobuzul, e scump autobuzul maică, nu a venit la ora de și a venit la altă oră, ni se întorc nouă, că la cine să meargă omul dacă nu merge la primar atunci când are o problemă? Tocmai de aceea suntem primii interesați. Constanța este interesată pentru că din aceste zone își trage forță de muncă activă, să recunoaștem. De asemenea, toți locuitorii din inelul periurban funcțional contribuie mult la economia orașului nostru, pentru că dacă mergem într-o sală de spectacole și întrebăm cine este din Cumpăna, se ridică mâini. Cine e din Valul lui Traian, se ridică mâini. Deci, cu alte cuvinte, orașul nostru are nevoie de această zonă urbană funcțională, așa că City Bus S.A., sper
că astăzi are toate premisele să se îndrepte într-acolo și să devină un operator serios. Evident că negociez acum cu Bogdan și cu echipa lui, asistați de un arbitru neutru, specialiștii Berdului, în elaborarea și semnarea contractului de servicii publice. Pentru că acest contract, dintr-o dată, schimbă modul în care a funcționat până acum relația municipalitate și compania orașului. Nu, regia orașului. Ci vine și pune semnul legal ca atunci când operezi și cu un privat. Tocmai de aceea este nevoie de avizul Consiliului Concurenței, este nevoie de încadrarea în prevederile Directivei Europene 1073. Și vă spun că astăzi în România există un singur oraș care are un asemenea contract semnat, este Piteștiul, cu asistență Berd. Am văzut de asemenea că în spațiu public vin tot felul de oameni cu scop politic, ca să fie clar înțeles când citesc ceva și este minciună, să știe care e scopul, e politic. Că autobuzele noastre poluează și sunt un dezastru, îi invit întâi să meargă cu ele. Că sunt o catastrofă și că se vor strica, îi invit să meargă permanent cu ele. Și că au costat enorm de mult. Păi vreau să vă spun așa. Sub 170.000 de euro este un autobuz, nu cum am auzit pe piață, pentru că ce nu știu ei este că dintr-un împrumut de 22 de milioane de euro, aproximativ, adică 100 de milioane de lei, noi am utilizat aproape 78 de milioane. Noi nu am smintit banii, ba mai mult. De aceste 78 de milioane am cumpărat 104 autobuze. Cred că oricine și un elev de clasa a treia deja știe să facă împărțiri și vede că 78 de milioane împărțit la 104 înseamnă transformat în euro atât. Nu știu de unde au scos datele astea, dar încă mă gândesc dacă să apelez la avocați sau nu. Pentru că nu vreau să mă lupt cu presa, dar vreau să mă lupt cu nemernicii. Bun, mergând mai departe. Mă bucură foarte mult că am ajuns la 20 de milioane de călători. Dar dacă vă uitați acolo, ar trebui să ne mai bucure ceva. Că aproape 2 milioane de plăți s-au făcut cu SMS, ceea ce înseamnă mult. Când ne spunea lumea la început că Făgădău, Niță, Babură, Săuțeanu sunt nebuni că spun ei chestia asta cu SMS-ul, iată că lumea ne dă dreptate, pentru că tinerii astăzi au tehnologia parte din viața lor. Tocmai de aceea vom investi în continuare în electronic wallet sau mobile wallet, spuneți-i cum vreți. În tot felul de aplicații, astfel încât lumea să știe că noi suntem o companie serioasă, compania orașului Constanța momentan și o companie cu care România se va mândri așa cum astăzi se mândrește cu Raja. Tocmai de aceea, pe mine mă bucură foarte mult că am găsit o deschidere atât de mare și mă mai bucură ceva, că din momentul în care am participat la nivel internațional, la conferințe, la prezentări, la întâlniri, la congrese, au venit toți mari jucătorii din lume la RATC și la primărie să ne propună soluții. Soluții care nu sunt întotdeauna la nivelul de astăzi, ci de cele mai multe ori la nivelul zilei de mâine. Soluții de viitor. M-a bucurat de asemenea să văd că mulți constanțeni plecați din oraș s-au întors și contribuie la dezvoltarea companiei. Vă dau un singur exemplu. Veți vedea, și nu vreau să vă uitați foarte mult la desene, pentru că sper că anul acesta să avem deja o stație reală, o stație desenată de o companie Igloo, se numește, Igloo Architecture, una dintre cele mai mari companii de profil din România. RATC a făcut o procedură de achiziție, a câștigat compania Igloo, care nu se prezentase niciodată la o licitație în Constanța, cu toate că cel care conduce compania, domnul arhitect Bruno Andrișoiu, este constanțean, este mircist și este un om care își petrece timpul mai mult în lume decât în țară. Cu toate acestea, când a văzut că se întâmplă atâtea schimbări bune în orașul lui, a participat și veți vedea cam cum va arăta această companie, care se va circumscrie și ca branding, ca nume, ca imagine, companiei de branding a orașului. Cred că toată lumea ar trebui, înainte să arunce cu prejudecăți sau cu vorbe grele, ar trebui să se întâlnească întâi cu autobuzul și cu oamenii din echipa RATC. Vă rog să stați de vorbă cu conducătorii auto. Noi ne spunem întotdeauna în față lucrurilor, nu-i așa, Bogdan? Bun. Nu contează că e sindicat majoritar sau minoritar. Ne spunem lucrurilor pe nume
și vorbim, ne spunem absolut tot, dar important este să găsim soluții. Pentru că în cele din urmă noi suntem determinați să construim o companie puternică ce reprezintă alternativa reală la transportul individual. Este inadmisibil ca 90% dintre mașinile din Constanța să fie populate cu un singur pasager, conducătorul auto. Pentru un leu 50, atât costă biletul. Tocmai de aceea luați în calcul cât costă benzina sau motorina de acasă până la serviciu, cât costă parcarea, cât costă toate aceste lucruri însumate și vedeți dacă nu este mai simplu, mai elegant, să stați așa confortabil cum stau eu acum, să-ți încarci telefonul mobil, să ai acces la internet, să faci ce vrei tu, pentru că ești pe mâna unor profesioniști și să ajungi în siguranță la serviciu. Tocmai de aceea sunt determinat să introduc benzi dedicate pentru transportul public și veți vedea pe bulevardele constanțene bandă dedicată pentru autobuze, evident și pentru taximetre, dar și pentru mașinile speciale, salvare, poliție, pompieri, jandarmerie și așa mai departe. Chit că va fi un dezavantaj pentru cei cu mașini că vor sta mai mult la semafor, va fi un avantaj uriaș pentru cei care apelează la compania orașului de transport în comun. Și vă repet, noi nu ne-am propus să ne îmbogățim din această companie. Noi ne-am propus să fim prima alternativă atunci când vrei să mergi de acasă, oriunde în altă parte. După cum ați văzut, nu se mai pune problema dacă ești îmbrăcat la costum, să-ți fie rușine că mergi în acest autobuz, să te murdărești sau să miroasă urât. Așa că invit pe constanțeni și când merg la teatru, când merg la o nuntă, când merg la o petrecere, să-și ia soția și să apeleze cu încredere la noi. Pentru că aceasta este o companie a orașului nostru. Bogdan, îți mulțumesc, dragule. Vă rog să parcurgeți acest raport și credeți-mă că este un raport făcut cu suflet, chit că are multe cifre, are mult suflet. Pentru că acesta este mandatul pe care eu l-am dat atât membrilor CEA, sindicatelor și conducerilor ATC. Să pună suflet în ceea ce fac, pentru că noi lucrăm pentru oameni. Mulțumesc mult de tot. Întrebări. Am vorbit cam pasional, așa, dar credeți-mă că e o bucățică mare din sufletul meu aici. Ați luat credit, nu se puteau achiziționa pe fond